publicată la un moment dat într-o revistă a Centrului Universitar Român de la București, care se numea Convingeri Comuniste. Deci, stata publicata questa poesia da un centro culturale di Bucarest che si chiamava Convinzioni Comuniste. Din cauza acestei poezii ulterior, a fost interzis un cenaclu literar important unde eu citisem această poezie. Ed è a causa di questa poesia che successivamente è stato poi chiuso un cenacolo letterario molto importante al quale io avevo letto proprio questo testo. Poate că nu reușesc să citesc și eu, citești pe direct. Nu, citesc o dată. Corabia. Corabia se scufunda încet, noi ziceam. Și ce dacă se scufundă corabia? Și mai ziceam, orice corabie se scufundă până la urmă. Și ne strângeam mâinile, ne luam rămas bun. Dar corabia se scufunda atât de încet, încât după 10 zile, noi cei care ne-am dat mâinile, încă ne priveam, rușinați, și ziceam, nu-i nimic, asta e o corabie care se scufundă mai încet, dar până la urmă se scufundă. Iată. Dar corabia se scufunda atât de încet, încât după un an, încă ne era rușine nouă celor care ne-am dat mâinile și în fiecare dimineață ieșeam unul câte unul, măsuram apa, nu mai mult, se scufundă încet, dar simplu. Dar corabia se scufunda atât de încet, încât după o viață de om, încă mai ieșeam unul câte unul și priveam cerul și măsuram apa și scrâșneam din dinți și spuneam, asta nu e o corabie, asta e o...